Vineri după amiază, mii de giurgiuveni au umplut platoul din fața teatrului la invitația candidaților USL, Nicolae Florian și Nicolae Bădălău. Cei doi au organizat un concert de zile mari, iar numărul mare de spectatori i-a surprins plăcut pe candidați, dar și pe primarul Nicolae Barbu, un susținător al acestora. Nicolae Florian, viitorul vostru deputat! Vă salut cu respect pe toți! Contez pe sprijinul dumneavoastră în această campanie electorală. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Vă asigur că voi depune toate eforturile să câștigăm, să câștige orașul nostru, să punem cetățeanul înaintea intereselor noastre personale și Giurgiu să devină o puternică zonă, atât din punct de vedere economic cât și social. În calitatea mea de viitor deputat, eu vă promit că voi fi transparent, voi trata cu egalitate toate problemele și imparțialitate, toate problemele ce privesc funcția de deputat. Mă voi implica cu profesionalism, voi fi alături de nevoile orașului și nu voi rupe niciodată relația deputat-cetățean. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Reprezint Alianța Politică USL. Mulțumesc tuturor partidelor din Alianță, de altfel mulțumesc și Partidului România Mare, care este alături de mine. Mulțumesc tuturor giurgiuvenilor care cred în Nicolae Florian. Eu promit că nu o să-i dezamăgesc niciodată. Vă mulțumesc din inimă. Floricel! În viață sunt momente importante când trebuie să luați decizii foarte importante. Și pe 9 decembrie trebuie să luați o astfel de decizie. Vă rog să o luați cu mintea și cu sufletul. În urmă cu 6 luni, o persoană din Giurgiu a făcut un gest pe care nu foarte mulți dintre noi, toți aici, am fi fost în stare. Mai departe de interesul lui personal, a pus interesul tuturor, interesul acestui oraș și într-un moment nu simplu pentru el s-a retras în cursă susținându-mă. Și datorită acestui om, astăzi sunt aici, în fața dumneavoastră, în calitate de primar. Și iarăși nu este puțin lucru. Ce aș dori să aplaudăm este vorba de Nicolae Florian. Floricel, cum îl știți toții. Și acea datorie morală pe care o am în suflet, ca om de onoare, m-a făcut să fiu prezent aici și să susțin din toată puterea mea, din toată voința mea pe acest om, în calitate de giurgiuvean, în calitate de deputat de Giurgiu. Concertul a fost deschis de fetele de la trupa Hora, care au încins atmosfera. A venit apoi rândul băieților de la România. Când se duce luna la culcare, cine îmi stă bea prin cârciumioare? Și în fiecare dimineață, cine stă cu femeia-n brațe? Este Ionel, bată norocul, care bea ca să-și nece focul. Focul care-i frige inimioara, fiindcă nu lucrește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Cel mai așteptat de public a fost îndrăgitul solist Connector, care a oferit un show pe măsura așteptărilor. Eu care am tot, nu v-am sol. Sunt pisirii mă fiind, când trage mă plin, că fara am tot. Și mă! Pe tot parcursul concertului, giurgiuvenii au putut vedea și un spectaculos joc de lumini, lasere care au inundat cerul într-o prezentare inedită.